V-ați adus, da? Aveți, da? Deci, n-aveți? Deci cine n-are? Să ne ducem în sus. Deci nu v-ați doar nimic, nici pijama, nici pantalon spus, da? La voi. Bine. Stați în ordinea în care v-am pus. Primul militar, da? Pe lor e pauză. Da, sub ea, frumos. Ne orientăm să fie emblema în dreptul ochiului stâng, da? Faceți toți odată pe mine, da? Ne punem frumos. În dreptul ochiului stâng, da? Bun, ne-am prins tot părul sub beretă, da? După care, mâna dreaptă... Deci v-am spus, fruntea și părul bagi sub beretă. Bagi întâi asta spre ochiul stâng și bagi întâi fruntea. Puteți să mă dați pe mine, de exemplu. Bun. Grupa întâi, trei pași înainte, marș. Bun. Hai să grupa a doua. Grupa drept. Ultimul militar de la grupa a doua. Vine, trece al doilea militar la grupa a doua. Ia nu trebuie să-și tacă fesul pe frunte, trebuie să nu stea ca un fes băgat. Uite, deja acum la timp să aranjează cel mai de sus. Cum să spun nici n-a început bine și deja au apărut ordinele. Cum ți se pare până acum? Foarte bine. Comisator? Cum suntem acum adunați? Se poate spune așa. Așa ne vom aduna pe tot parcursul instrucției. La toate adunările, intrați în formația, da? În ordinea de timp. Pe stânga, 180 de grade, în fața către 3 și faceți același număr de pași, la spune de după pași, că 3 pași, da? Către stânga, da, o să învățați mai mult. Câteva precizări. Începând din momentul actual, sunteți militari. Ca și domnul locotenent cu două dungi galbene. Locotenent, la mine cu trei dungi galbene, capitan. Domnule gradul, respectiv, domnule sergent major, domnule locotenent, domnule capitan, sunt soldat. Vă spuneți numele. Vă rog să-l permiteți să raportez. S-a înțeles? Probleme? Următoarea activitate importantă, primordială în viața dumneavoastră de militar, este înmânarea armamentului. Care puneți mâna pe armă, cu ambele, puneți mâinile pe armă cu ambele mâini, strigați tare, servesc patria. Ca să păstrăm alinierea, da? Și să mai ținem același mască ca cel din față, să nu știi cadență, da? Uitați-vă cum pășește celălalt din față, îi măriți pașii, da? 1, 2, 3, 4. Numărați cadența. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E un buton aici. Strângeți patul.
Da? Apucați de mânet. Da? Și o țineți până de aici. Bună seara! Săpăi! Batalion Rims? Batalion pe loc? Rimos! În numele patrie, țimânez armă. Servesc patria. Ia locul pe loc. Soldat Grigore Ștefan. Scole soldat, în numele patrie, țimânez armă. Șeful drept. Drept, la drept. Uitați-vă unul la... Așa. Scole soldat, soldat Alexandru Valentin. De patrie, țimânez armă. Servesc patria. Servesc patria! Vă aduc informații. Soldat Înțăreanu Cătălin. Domnule soldat, în numele patriei, țimânez armă. Servesc patria. Vă aduc informații. Domnule colonel, vă rog să vedeți cu informații. Înarmați fiind, veți fi la rândul vostru puternici, gata oricând să vă serviți patria. Drapelul de luptă al unității este simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare, națională și tradițiile de luptă ale unității, amintind fiecărui militar datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea și independența României. Da? E aceeași mișcare cu corpul, uzmi și arma, da? La dreapta! Încercăm și la stânga împrejur! E și terenul acela. Dreapta. La stânga. La stânga. Mâna predecitoare. Acum face și dreapta. Drept. La dreapta. La stânga. La stânga. La stânga. La dreapta! La stânga! Mișcarea să fie mai iute. La dreapta! La dreapta! Drept, înainte, marș! Un timp, dreapta! Stai! La dreapta! Drept! Să nu le pauză! Ga. La stân, ga. La stân, ga. La dreapta. Așa. Le-am explicat. Da? Le-am explicat și cu loc de pauză și stânga, dreapta. Drepți? Pe lor repaus. Avem patru. Cum ai început? Bine. Ai emoții? Puțin. Ca orice experiență nouă, avem emoții. Mâine o să fie o zi și mai grea. Da, ne pregătim intens pentru ea. Îți trece prin cap să urmezi o carieră militară acum, după ce vezi cum e? Da, chiar îmi doresc să devin militar. Unde ești, elev? În acel program sportiv. Da, zis să nu mai mă sune că-s bine. Bine. Pa. Da, da, pa. Aveau părinții emoții? Da. Mamă. Ce zice-o? Că era speriat. De ce? Nu știau dacă am ajuns cu bine și dacă-s bine. Și tu ai emoții? Eu nu. Te ispitește cariera militară? Sigur. Ce te-a impresionat astăzi aici? Uniformele și tehnica militară. Știi ce te așteaptă mâine, nu? Sigur. O să trec cu armă.
O să fie prima experiență mea cu arma și sunt emoționat. Ai gândit până acum vreodată că o să tragi cu arma? Da. Din moment ce o să dau la armată, o să-mi trag cu arma. Sau e presupus. Așa am zis ei. Vedem pe 2 jumătate de oră.